În 2016 au fost votați să reprezinte interesele electoratului în Parlament și Senat. Bineînțeles că vorbim despre deputați și senatori. La aproape 2 ani de mandat, politicienii plătiți din bani publici nu au schimbat mai nimic pentru electorat, deși au promis marea acusarea în campania electorală. Timp de 3 minute, în fiecare zi analizăm activitatea unui parlamentar. La final, decideți dumneavoastră dacă își merită sau nu fotoliul pe care stau comod la fiecare ședință. În ediția de astăzi, vă aducem în atenție activitatea Marianei Venera Popescu, aleasă la nivel național din partea Asociației Macedonenilor din România. Acesta este primul său mandat. Este președinte al Delegației Permanente a României la adunarea parlamentară a procesului de cooperare din Europa de Sud-Est. Teoretic, ea îi reprezintă pe cei 1264 de macedoneni. Practic, nu mai reprezintă pe nimeni după ce, în 2016, Asociația Macedonenilor și-a retras sprijinul pe care îl acorda. Mariana Venera Popescu, deși reprezintă comunitatea macedonenilor, nu știe să spună nici bună ziua în macedoneană. Cu toate acestea, votează legi pentru restul românilor. Denes, e macedonții, slavite, stara nova godina. Se zopravne etnicite macedonții od cela zemia. Activitatea sa din acest mandat este foarte slabă, așa că poate fi dată ca un exemplu de așa nu. Statisticile referitoare la activitatea sa din acest mandat arată în felul următor. 10 luări de cuvânt, 9 întrebări și interpelări, 16 propuneri legislative. Durata totală a luărilor de cuvânt este de 23 de minute și 8 secunde. Popescu este unul dintre minoritarii care au votat în vară codul penal. Voturile acestora au fost decisive. Eu am votat din convingere. Nu e ok ca eu să plătesc 3.000 de lei pentru un pușcăriaș, da, care, să zicem, n-a eliberat o adeverință. Sunt de acord să plătească cu pușcărie cei care au furat. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Mariana Venera Popescu a avut până în prezent 2231 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de 63%. Cu toate că nu muncește aproape nimic, încasează bani lună de lună. Este remunerată lunar cu 10.448 de lei. Acum că am văzut cât a muncit deputata Popescu, să vedem care sunt punctele sale tari. Prezență relativ mare la votul electronic. Punctele sale slabe sunt următoarele: propuneri legislative foarte puține, dezinteres pentru comunitatea pe care o reprezintă, luări de cuvânt în număr mic, comunicare foarte proastă. Pentru activitatea din primul său mandat, din decembrie 2016 și până acum, îi acordăm nota 4 deputatului Mariana Venera Popescu, reprezentanta macedonenilor din România.